Vreme frumoasă, sport și bună dispoziție, de asta au avut parte participanții unui maraton organizat în scop caritabil în Parcul Valea Morilor din Chișinău. Banii colectați de Asociația Moldova pentru Viață vor fi donați Centrului Sfânta Elisabeta, care oferă sprijin femeilor însărcinate și familiilor aflate în dificultate. Atât adulții cât și copiii și-au unit forțele pentru a susține persoanele defavorizate. Mi-a plăcut ideea, însă și mi-a plăcut faptul că alergăm pentru viață, alergăm pentru o idee foarte bună pentru a ajuta copiii și chiar combinăm și plăcutul cu util. Trebuie să mai ieșim și din oficii. A fost plăcut, interesant și pentru asta am avut nevoie de dorință. Sportul este în primul rând mișcare, iar mișcarea este viață. Aproape 3 km, nu știu, dar mi s-a părut foarte folositor acest cer, deoarece că спорту тебя жут пентру корп, пентру корп физик. Знаю, что мы бегали за благотворительность. Cunosc că am alergat pentru un act de caritate, iar atunci când am auzit, nu am stat mult pe gânduri. Sunt sportiv și foarte des practic alergatul. Potrivit Asociației Moldova pentru Viață, tot mai multe femei ezită să nască copii din motive financiare sau cele psihologice. Fiecare dintre noi a fost cândva mici în pântecul mamelor noastre și mama ne-a iubit atât de mult încât ne-a dăruit viața, de aceea și noi avem această frumoasă obligație, aș zice, să ajutăm alți copii să nască. Acțiunea de caritate Alerg pentru Viață este la cea de-a doua ediție.